Salutare la toți! Astăzi vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat niște fire și niște andrele. Le-am procurat din Instagram, de la o domnișoară, doamnă. Mi le-a adus acasă. Instagramul dumneai se află în Chișinău. Aceste fire sunt bobine italiene. Sunt niște bobine mari, dar ea... adică... face etașa gemuri de câte ai nevoie, da? Unde ai 100, de câte ai nevoie, atâta cântărește și trimite. Și eu am hotărât să-mi comand, îmi place firele din bobine, pentru că, da, ele sunt scumpe, nu toate sunt ca și firele din magazine, dar cred că sunt mult mai interesante. Așa, ce avem noi aici? Avem, iată, așa un gem interesant, da? Gale filate. Avem merino 60%, silk 20%, cașmir 5% și pa 15%. În 100 de grame avem 600 de metri și în gem eu am cumpărat 200 de grame. Vreau să fac un pulover să încerc. Am văzut, e așa, el parcă arată nu prea, da? Este așa un suriu ca perle, perlele. Știți, așa arată, parcă nu prea, dar am văzut, era tricotat așa un desen micuț și mi-a plăcut cum arată, mai ales după spălare, după ce îl speli, el se desface ochiurile acestea și arată mult mai plin, mai frumos. O să vedem, da? Iată așa un gem. Următorul, care îmi place foarte mult, este tweed. Uitați-vă, are așa bubulele mici. Așa se numește, tweed, și avem 100% merino. Merinos. În 100 de grame avem 200 de metri. Este mai grosuț. Și eu mi-am luat 400 de metri și tot am să fac un jumper pentru fiica mea. Un sfiteraș frumușel. Cred că o să-mi ajungă, nu știu în cazul acesta, dacă o să-mi ajungă, o să văd deja în lucru. Dacă nu o să-mi ajungă, cred că o să mai găsesc sau o să iau alt fir și o să adaug aici. Eu cred că aici o să-mi ajungă. O să vedem în lucru deja. Nu o să-mi ajung aici. Pe viitor am să știu că trebuie mai mult fir și cât am să, cât o să trebuiască și am să procur, da? Mai departe, mi-am luat două andrele, una deja este în lucru, le-am scos acum pentru că am finisat acolo rândul, dar le-am scos, le-am luat și îmi plac mult, au 60 de centimetri lungimea. Sunt foarte comode pentru reglan. 5 mm. Iată așa arată. Zinc Gnit Pro. Și, iată, vor să iasă deja. Tot 60 de cm. Numărul 4 și 5 mm. Mai subțiri. Îmi place colțul. Îmi place colorată și colțurile albe. Și, iată, am două andrele noi. Cred că o să mai procur pe urmă numere mai mici. Și aș vrea să am 40 de centimetri pentru mânică, să tricotez pe mânica, mai comod. Că acum am luat 5 andrele, că nu este prea comod cu acestea. Așa, mai departe, să vă arăt. Mi-am luat două fire mohair. Iubesc mohair și cum să trec să nu-mi iau. Acesta este, iată așa, un mohair verde, parcă este brat de pomul de iarnă. Deci, are așa un puf. Iarăși am văzut modelul tricotat și mi-a plăcut. Lane Fingley Soft Kid Mohair este 30%, pa 40% și acril 30%. În 100 de grame avem 900 de metri. Firul este foarte subțire, foarte... Eu încă nu m-am hotărât ce am să fac din el.
Nu cred că am să adaug ceva. O să vedem. Și altul, exact aceleași dimensiuni, are tot 100 de grame și iată, seamănă cu roșii. Vedeți, roșii și aici și puțin verde, adică frunzulițele. Iarăși are un puf, destul de moale este. Am să văd ce am să fac până ce. Îmi place mult, chiar vedeți, are prin el puful și poliesterul de culoare neagră. Așa. Încă două ghemuri și atât. Iată deja de la andrelele. Vedeți? 5 mm de la andrelele care deja mă folosesc cu ele. Așa, încă un ghem de culoare. Tot seamănă cu perla, dar mai mult aș spune că așa ca laptele puțin arată. Botto Giuseppe Harrison, Merino 52%, Linen 20%, PA 28%, în 100 de grame avem 365 de metri și aici este 200 de grame. Iarăși l-am luat să fac un pulover, o coftiță, dar poate un cardigan aș face. De ce nu? Dar am să văd. Este destul de subțire, da, trebuie andrele mai subțiri. Și nu știu dacă tot cred că nu o să-mi ajungă. Poate să fac o jiletcuță, ceva. Așa, și ultimul ghem, care îmi place cel mai mult, cred. Iată-l. Uitați-vă ce frumusețe. Vedeți, are lurex. Și nu este egal absolut totul. Vedeți, este un fir, dar este undeva mai gros, undeva mai subțire. Eu iubesc așa. Acesta o să fie tricotat anume în ochiuri pe față, pentru ca să se vadă, ele se aranjează foarte frumos. Acolo mai erau niște ghemuri, altă denumire, aveau altă. Are deja altă compoziție. Dacă avem aici Coffee Ava, Merino 50%, PA 40%, Lurix 10% și în 100 de grame, 170 de metri, avem aici 400 de grame. Eu cred că o să-mi ajungă pentru un pulover pentru fiica iarăși, pentru că acum vreau pentru ea să-i fac mai multe și apoi o să fac și mamei mele și surorii și mie. O să facem. O să vă le arăt pe toate care o să fie. Așa, dragii mei, iată, aceasta a fost cumpărătura mea la moment. Am cu ce lucra, da? Și să vă bucur și pe voi cu videourile mele și cu lucrările mele. Îmi pare bine că ați fost cu mine, vă iubesc enorm de mult. Pa, pa!